Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video. Tocmai ce am ajuns la festivalul Răvășitul Oilor din satul Brebu, județul Dâmbovița. Este o atmosferă incendiară aici, aș putea spune. Foarte, foarte, foarte multă lume, sute de mașini. Tocmai ce am ajuns, mergem să vedem ce se întâmplă pe aici, să mâncăm ceva bun, să vedem ce produse tradiționale găsim și, bineînțeles, să vă arătăm și vouă cum se prezintă acest festival care se face aici în fiecare an. Deci uitați câte mașini sunt aici parcate și încă vin foarte multe. Noi din satul Runcu până aici 5 km am făcut într-o oră, cred. S-a mers bară la bară. Vrem să cumpărăm și ceva, o pastramă, o brânză de aici, dar deocamdată n-am luat-o pe drumul cel bun. Acum cred că am văzut unde trebuie să ajungem. Sunt și niște probe cu cai, am impresia, sau ar trebui să fie. Tu ce mi-arătai? Cai! Unde sunt? Nu vezi, e plin de cai acolo. A, exact asta spuneam, că trebuie să fie, dar eu mă uitam în partea asta și nu-i vedeam. Dar era în zonul unui tractor, nu știu ce e acolo. Știu, e mai bine. Te cred că acolo urmează să fie probleme cu cai. Așezate alandala pe aici. De exemplu, acolo sunt jucării, acolo alte jucării, aici se dă cu boxul. Aici se gătește ceva. Până acum am văzut pe cei care vând produse tradiționale. Aici ce? Langoș și plătite pufoase. Hai să vedem. Da, da. Haideți că am găsit alea cu produse tradiționale.
45 de lei. Pastramă de porc 55 de lei kilogram. Șurici pârliți 50 de lei. Am intrat bine aici. Vreau să mergem să mâncăm ceva. Da, să vii să ocupăm și eu bucate de brânză, să îți cumperi și tu. O să luăm o pastramă, cine știe, la ce poftești. Problema este că avem aici în față o coadă destul de mare și nu sunt locuri la masă unde să mâncăm. Ce facem? Mâncăm în picioare? Că locuri la masă nu sunt. Bă, mâncăm în picioare, ce? Hai, că până comandăm, poate se eliberează vreo masă, că iau de ce coadă e. Asta-i coada? Da. Deci ce vrei să facem? Să mergem în altă parte să mai căutăm? Mie nu-i așa foame. Iau și o murătură de la aici. Cârnați de oaie, cartofi prăjiți și o murătură de la aici. Gogoșar? Vezi că sunteți după lada acolo. Gogoșarul cu cuvoare de care sunt perce aici. Eu aveam și o frigăruia asta, vă rog. Asta? Niște cartofi căzuturi de ea. E bine? Da, da. Altceva? O linie de asta? Da. Și vă spun el în continuare. Eu vreau cârnați de oaie, o porc. Nu am. Nu aveți? Nu, decât de porc și rulou tot de porc. Nu am de oaie decât pastramă. Pastramă de oaie atunci. Așa? Cartofi prăjiți. Pastramă. E bine așa? Da, mai puneți puțin. Așa și unul ăsta, ardei un pic cu varză. Gogoșar. E bun ăsta? Da, e bun. Atât? Da. Mai vrei ceva? Atât. Haideți puțin mai în față, domnul. Atât? Da, da. 170. Haideți puțin, domnul. Comanda sau? Servețele. Să vreau să dacă mărți acolo. 2 lei, mă rog. Mi se pare... 30 de lei cartofi. 4,2 bucăți de cartofi. Cred că e la 100 de grame. 55 de lei pastramă. Alți cartofi. Deci
două porți de carton. Nu știu cum ne-a supărat. De ce a supărat? 170 de lei pe o frigăruie cu cartofi prăjiți, o pastrană cu cartofi prăjiți, o murătură. Ia să văd aici. Și Lipia și Bogoșanu nu mai mult. Deci frigăruie 40 de lei. Pastrama 55, 30 cartofi prăjiți. Și cartofi iarăși 25. Și deci 30 de lei pe orice astea cartofi prăjiți. Mi se pare ciudat. Da, o, nu, e ceva nu e regulă. Deci mi se pare normal 170 de lei. De ce avem aici? Pastra mai bună. Asta nu sunt nici puțin, este extraordinar de gustos. Și pastra mai gustoasă. Cam multă, ce e adevărat. Cred că jumătate din cât era aici mi-ajungea. Dar mai iau la pachet și mănânc acasă. Bruno? Da, da. Deci frigăruia e cu piept de pui? Da, și carne de porc. Ai și porc și pui? Da, și legume. Dovlecel, ardei, capia, gogoșar, morcov. Cam atât. Ca mine mă bucură vână răceapă. Eu în mod normal mi-aș lua mămăligă la această pastramă, dar nu vinde mămăligă, decât bulv. Gata masa, să ne fie de bine, nu am putut mânca tot, am luat și la pachet. Acum mergem să cumpărăm o bucată de brânză și niște cârnați, ceva de oaie, nu știu exact, să vedem și noi pe aici. Băi, Elenu, ce vrei să-ți iau? Ia uite ce mi-a zis. 10 lei, mamă, 10 lei. Uite cârnați aici. Da, vă salut, aș vrea și eu un kilogram de cârnați de oaie și să pun și eu niște brânză. Da, e sub cu doamna aici. Da, asta veche, da, aș vrea să pun. Asta mai am eu, poate fără, doamne. Noi de aia și tot, brânza ta, banii. Bună. Hai să facem și o sârbă. Hai bine, bine, bine.
putere, de nimeni nu ne vede, ma nu nici cu ea vedeam să mă Ai niște fii, cu minte. Câine, cât ai plătit pe brânză și cârnați? 90 de lei. 57 brânza și 33 cârnații, ceva de genul ăsta. Nu, 38 au fost cârnații, 52 brânzică. Da. Destul de mari prețul aici. Uitam și la clătit, era 20 de lei clătita. Da. Și am văzut la un moment dat la o tarabă, un om a plecat cu lasă mică ea, ceva de genul ăsta ce avem noi aici, poate puțin mai mare, și a plătit 320 de lei. Nu știu exact ce a luat acolo, dar chiar se au prețuri mari. Așa e la târguri, dar... Se întâmplă o dată pe an, dar oricum, multicel. Iată, ne-am plimbat, am mâncat, am făcut și ceva cumpărături, ne-am simțit bine, s-a simțit și Bruno bine. Am văzut și noi cum se prezintă târgul de aici. Ce să zic, între 5 și 10, așa să-i dau o notă. O notă 6, maxim 7. Ce notă ai da, baby, de la 5 la 10, că nu poți să bagi sub 5, că e ok. Deci fără să fi ajuns aici, să văd câtă lume l-aștepta, probabil că i-aș fi dat un 8. Ținând cont câtă lume e aici și ce se putea face,
Aia a mai scăzut. Zi. La un 6.50, așa. 6.7, da. Se putea mai bine și nu am văzut nicăieri toalete publice până acum. Adică poate ori fi pitite pe undeva, dar la câtă lume aici ar fi trebuit clar să fie niște WC-uri de alea ecologice. Chiar curioasă că zone unde găsești, unde e toaleta organizată sau nu. Într-adevăr, aici sus peisajul este foarte frumos, chiar plăcut. Mă bucur că am prins vreme bună astăzi, nu a plouat. Și cam asta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă urez o seară bună în continuare, iar până data viitoare, să ne auzim cu bine. Baby! Pa, pa!